Viceprimarul Ruben Lațcău a primit vizita ambasadorului Canadei în România. Oficialul canadian se află la prima vizită în Timișoara. În cadrul întâlnirii, subiectul principal al discuțiilor a fost legat de potențialul economic al orașului, oportunitățile educative, culturale și sociale pe care le oferă. Viceprimarul Timișorean a arătat că orașul nostru se situează pe locul 2 în topul investițiilor străine directe la nivel național. Administrația locală are ca prioritate asumată creșterea calității vieții. Vieții. La acest moment, Timișoara dispune de o piață imobiliară dinamică, forță de muncă înalt calificată, poziționare geografică favorabilă și conexiune bună la infrastructura națională și europeană de transport. De asemenea, orașul va continua strategia de susținere a investitorilor, fiind deschis tuturor celor care doresc să contribuie la consolidarea și dezvoltarea unei comunități prospere. Obiectivul vizitei ambasadorului Canadei în Timișoara a fost vizitarea a trei investitori canadieni și a facilităților lor de producție. La finalul vizitei, oaspetele a semnat în Cartea de Onoare a Primăriei Municipiului Timișoara.